ați dat curs invitației noastre. Poliția a pornit o cauză penală pentru instigarea la vărsări de sânge în timpul protestelor planificate pentru duminică. Anunțul a fost făcut de reprezentanții Inspectoratului General al Poliției în cadrul unei conferințe de presă dedicate măsurilor de asigurare a ordinii publice în ziua de 24 iunie. Oamenii legii au adus probe care ar confirma instigarea la violență, inclusiv cu aplicarea armelor. Polițiștii susțin că au fost identificate mai multe persoane cu profiluri false pe rețelele de socializare și care au statut de bănuit. Au fost identificate mai multe persoane care, prin acțiunile sale, instigă la violență, inclusiv incendieri, pogromuri, distrugerea de bunuri, aplicarea violenței și opunerea violenței forțate reprezentanților autorităților. Persoana dată a fost identificată. Astăzi nu vă putem prezenta datele acestea, leșind din faptul că datele personale sunt confidențiale. Totodată, forțele de ordine au anunțat că au identificat și persoane care au participat la dezordinele în masă din aprilie 2016. Atunci, mai mulți simpatizanți ai platformei DA au aruncat cu pietre în polițiști. Din numărul persoanelor identificate sunt și cele care la moment au statut de inculpat în cadrul cauzei penale examinate de către instanța de judecată pe faptul dezordinilor în masă care au avut loc pe data de 24 aprilie 2016. Poliția a făcut apel la calm în timpul acțiunii de duminică organizată de PPDA, PAS și PLDM. Participanții sunt îndemnați să nu se lase provocați și atrași în acțiuni de violență. Este interzisă aflarea persoanelor asupra lor a armelor de foc, obiectelor interzise, substanțelor explozive, obiecte tăioase sau orice alte obiecte dure, cum ar fi bâte. Recomandăm ca persoanele să nu poarte asupra lor careva măști sau cagule. Piața Mare a Adunării Naționale, precum și alte locații publice unde se desfășoară întruniri, va fi supravegheată prin intermediul mijloacelor tehnice audio-video. În cadrul Inspectoratului General al Poliției a fost creat un nou serviciu de comunicare cu forțele de ordine, Dialog. Acesta este menit să asigure o mai bună colaborare între protestatari și polițiști, iar colaboratorii serviciului sunt instruiți să gestioneze cât mai bine eventuale situații de criză. Cu inscripția în față, Dialog Poliția, și în spate, desigur, Dialog Poliția, vor fi echipați suplimentar cu stații radio pentru a asigura comunicarea și camere de înregistrare video. De asemenea, duminică, circulația pe unele străzi din capitală va fi redirecționată.